mai mult decât sunt enervați și supărați pe noi rușii, indiferent ce vom face, nu putem să-i supărăm mai mult de atât. Dar mi se pare o exagerare, o exagerare pentru că nu pot instrumenta situația etnicilor români decât dacă aceștia din alte teritorii, inclusiv din al Ucrainei, decât dacă aceștia au cetățenie română. Pe pentru asta, că acum caută numai română. În legătură cu cetățenii români da. Se pot pronunța. Să te apuci să pui file la dosarul Tribunalului Penal Internațional, nu știu dacă le-a cerut cineva sau dacă vor neapărat să pregătească. Poate într-o zi le va cere cineva de la Tribunalul Penal Internațional și opinia. Cred că aceste chestiuni trebuie rezolvate de Ministerul de Externe, nu de parchet. Dar dacă dânsii consideră că trebuie să se amestece în această treabă, au terminat cu justiția din România, au făcut la justiție în România până când vedem ce fel funcționează justiția în România, și acum probabil că vor să strice și justiția din alte